Pompierii detașamentului Oreștii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit seara trecută la un saivan aflat în zona extravilană a orașului Giurgiu. Sosiți cu două echipaje de stingere și unul de prim ajutor, pompierii au constatat că pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați ardea generalizat saivanul plin cu baloți de fân. Flăcările au cuprins și două utilaje agricole, un tractor și o balotieră, dar în incendiu nu au fost implicate persoane sau animale. Pentru că saivanul se afla în câmp, nu a existat riscul de propagare a incendiului la alte clădiri sau amenajări. Au ars aproape 20 de tone de fân și s-au degradat alte aproximativ 50 de tone, dar flăcările au distrus parțial și cele două utilaje agricole surprinse în incendiu. Cauza probabilă a incendiului a fost căldura puternică degajată de un utilaj agricol aflat în apropierea materialelor ușor inflamabile.